Slava lui Dumnezeu, stai nascunde a lucrurilor. Iar slava împăraților, stai în cercetare a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. O să continui ce am, ce am început. Iar pentru întrebarea care nu am terminat, care am început ieri, îmi dau seama pentru a răspunde la această întrebare, îmi va trebui puțin mai mult timp și probabil sper că sâmbătă, unde vă dau bonus, unde vorbesc un pic mai mult, cred că o să continui să răspund la această întrebare care este foarte importantă, foarte actuală și anume cum pot, cum putem recapăta putere. Și sunt multe aspecte și am vorbit de două categorii. Chiar un frate drag mi-a scris despre o altă categorie, cei care au putere și nu știu că o au. Da. Dar sâmbătă, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să pot continua această întrebare. Dar azi dimineața reiau textele din Judecător 2, versetul 12 și 14, și cuvântul spune așa. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți Dumnezei dintre Dumnezeu popoarelor, care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul, au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat. I-au vândut în mâinile vrașmașilor lor de jur împrejur și nu s-a mai putut împotrivi vrașmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum susese Domnul și cum le jurase Domnul, au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat, versetul 16, judecător ca să izbăvească din mână celor ce îi pradau. Este foarte actual acest text care l-am citit. Unul din semnele, un semn care arată că undeva ne-am îndepărtat, uneori fără chiar să ne dăm seama de ceea ce Dumnezeu are pentru noi, este incapacitate să stăm împotriva dușmanilor noștri. Știți că și nu s-au mai putut împotrivi vrașmașilor lor. Versetul 14. De ce? Pentru că ceva s-a întâmplat. Au fost dat în mâna prădătorilor. Și o să repet asta din nou. Acest lucru nu l-a scos statutul de poporul lui Dumnezeu. La fel când Dumnezeu zice, poporul meu piere din lipsa de cunoștință. Acea formă de a pieri din cauza de lipsă de cunoștință nu îi discalifică. Dumnezeu tot îi zice poporul meu. Deci, putem fi poporul lui Dumnezeu și să pierim din cauza lipsă de cunoștință. Putem fi poporul lui Dumnezeu
și să nu mai putem să stăm împotriva vrăjmașilor noștri, să nu mai avem putere să ne împotrivim, să avem biruință, pentru că undeva am parasit, am parasit ceva. Am parasit pe Domnul. Există mai multe modalități de a parasi Domnul. Nu trebuie neapărat doar să te duci într-un templu de idol. Când Dumnezeu îi spune lui Adam în Geneză, Adam, unde ești? Adam, unde ești? Adam era încă în grădina unde Dumnezeu l-a pus. Adam era încă acolo. Și totuși Dumnezeu l-a întrebat, unde ești? Pentru că el undeva a parasit pe Domnul. Nu a avut nevoie să se ducă, să se închine la idol. Să facă chip cioplite. Nu. A avut nevoie doar să se abate de ce a zis Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu întreabă despre el, unde ești? Tot așa și noi, astăzi, mulți copii al lui Dumnezeu nu o să aibă acest lucru în cap, să-și facă o statuetă de lemn și să înceapă să se închină, pentru că există această lumină că acest lemn este doar un lemn până la urmă. Dar avem multe modalități să părăsim, să ne departăm de Dumnezeu, fără să ne dăm seama. Și un semn este ajungem în situații unde nu avem tărie, nu avem putere să stăm împotriva dușmanilor noștri. Pentru că undeva am parasit. Și uneori, ceea ce este, cum să spun, fenomenul care se întâmplă, uneori este, nu ne dăm seama că nu mai avem putere de a ne împotrivi, că nu mai avem putere să biruim vrăjmașii noștri. În momentul când se ridică o anumită bătălie, se ridică o anumită situație și suntem înfrânt și atunci realizăm că nu avem putere. Nu este normal ca copil celui prea înalt să nu aibă putere împotriva vrăjmașilor lor. Asta este deja un semn că undeva ceva nu se face bine. Chiar Domnul Iisus a spus așa, voi zidi biserica mea și porțile locuințe morților nu vor birui. Deci când copilul Dumnezeu sunt calcat în picioare de puterile întunericului, sunt terorizat de tot fel de spirite rele. Această situație este clar greșită. Ceva nu este normal. Când începem să fugim, când începem să fim calcat în picioare, când începem să fim învins de lucrurile care trebuia noi să le învingem, noi să le calcăm în picioare, ceva clar este greșit și totuși, unii o să spună, nu, așa este normal. Vezi cum scrie în cartea Ecclesiastilor pe voivozi care merg pe jos ca niște sclavi.
și sclavi care sunt călare pe cai. Clar este ceva greșit. Ok. Și totuși unii o să vină să doarmă copilul lui Dumnezeu, să zic, nu, 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 e ok, e normal. Nu, nu este normal. Domnul Iisus a fost clar. Iată, v-am dat putere să calcați peste șer, peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului. Și cel care a vorbit nu poate minți. Dacă nu mai calcam această putere, dar ne calcă, este clar, ceva am greșit, ceva am parasit. Presque à l'échasse du menace. Le mesure, ça t'est bien écouté.